32 de ani din Iași ar putea rămâne fără bărbăție după ce a fost mușcat de propriul cal chiar în zona genitală. A fost dus de urgență la spital. Angela Maftei vine cu detalii. Angela, în ce stare este acum tânărul? Bună ziua! Veștile pentru bărbatul de 22 de ani nu sunt deloc bune. Medicii spun că nu este exclus ca tânărul chiar să-și piardă penisul. El încerca să ridice o căruță când a fost mușcat chiar de către calul său. Momentan, doctorii de la Spitalul Parhon, specializat în tratamentele afecțiunilor din zona inghinală, nu au un prognostic clar. Deși acum tânărul este stabil, medicii spun că astfel de mușcături sunt extrem de periculoase pentru că prezintă un grad crescut de infecție sau chiar de necroză. Oana? Mulțumesc pentru informație, Angela. În fiecare zi...